Și avem un caz deosebit din Suceava. O echipă de medici de la Spitalul Județean de Urgență, Sfântul Ioan cel Nou, a intervenit pentru a extrage din stomacul unui bărbat mai multe obiecte metalice pe care le-ar fi înghițit voluntar. Trei pioneze, un cui, două agrafe, o parte dintr-o balama de ușă, o brățară de mână, o monedă și o bucată de metal, partea unui termometru de cameră care conținea mercur. Deci asta ar fi putut să-i fie fatală, chestia asta. Da, a fost foarte norocos. Eu m-am gândit inițial, zic, bă, poate mâncați o șaurma cu de toate. Că asta chiar ar fi o șaurma cu de toate. Ai de toate. Ce vrei? Sau poate este faimosul magician Mihai Ikea, nu știu dacă îl știți, care înghite piese de mobilă așa, și le scoate pe partea altă deja montate. Da, păi ce ar putea să scoată pe partea cealaltă dacă nu un scaun montat? Extra Fun cu Ramona și Ionuț. Extravaganza Radio.